la 402. Rinichi Timiz. O să fie grozav! O zi întreagă la Muzeul Regiunii! Cui pasă? Nu e școală! S-a deschis o expoziție din Neandertal! Cui pasă? Nu e școală! Am auzit că un vas de lut datează din anul 5000 înainte de Hristos! Hei, poți să-mi arate și toaletele! Nu-mi pasă! Nu e școală! Iată aprobarea de la părinți, Miss Graves! Deci așa arată semnătura mamei tale! Iată aprobarea mea. O cutie de lapte, 6 ouă și 10 scutece. Nu e lista care trebuie. Scutecele sunt pentru sora mea. Da, sigur. Am și aprobarea pe undeva. Am spus mamei că un film cu X e unul extra bun, dar tot nu mi-a luat caseta. Poate că e aici, sau aici, sau aici. Poate că e aici și nu o văd eu. Nu-i nimic, Freddy. O să mai fie și alte excursii. Da, la fabrica de lână. Miss Graves, el e Johan. Ce bine, a sosit la timp pentru excursie. Copii, salutați-l pe Johan. Tocmai a venit în țara noastră. Hei, salut, Johan. Pentru că e nou aici, vreau pe cineva responsabil să-i poarte de grijă azi. Un fel de ambasador al școlii. Ambasador al școlii? Da, și veți primi puncte în plus. Puncte în plus? Cine se oferă? Wow! Sigur mă alege pe mine. Ai mei sunt din Lituania și cred că poporul meu a fost aliat cu poporul lui războiul din Crimea sau așa ceva. Lasă-o, Balte, o să mă aleagă pe mine. Eu am experiență în domeniul ăsta. Ai uitat? Am fost în Mexico și știu 19 cuvinte în spaniolă. Și îmi trebuie punctele în plus. Pe mine, pe mine, pe mine. Da, pe mine. Nancy, ai onoare. Regret, se datorează experienței mele mucho internaționale. Cómo está usted, Johan? Nancy, nu vorbește spaniolă. Atunci va trebui să-i vorbesc în engleză, deși n-are niciun haz. Bună! Eu sunt Nancy. Voi fi ghidul tău azi. Bun venit în țara noastră. Nu vorbește nici engleză. Deci o să avem o zi foarte lungă. Cum? Hai, copii, urcați în autobuz. Îmi pare rău că mama nu a putut să vină azi la supraveghere. Nu-i nimic, Polly. Se antrenează pentru concursul folcloric lituanian regional. Și i-a spus să nu încerce săritura dublă peste capul tatei. Dar n-a vrut să mă asculte cu niciun chip. O să se facă bine curând. Nu te teme, am și găsit pe cineva să o înlocuiască. Dacă se face bine, poate să vină în excursia viitoare? E nebună? Cine ar vrea să vină cu mama? Eu am sosit! Mamă! E aici! Tu e supraveghetorul? Știam eu că o să fii încântat. Bine că sunt aici. Încheie-te, vrei să răcești? Așa, acum e mai bine, nu-i așa? Du-te să te joci cu prietenii tăi. O să ne distrăm grozav în excursia asta. Aveți un autobuz tare drăguț. Are și toaletă? Da, și piscină. Eu stau în spate. Jessie, dragă, vino aici. Mama ți-a păstrat un loc. Mamă, vreau să stau în spate cu Vini. Ba nu vrei. Dacă stai în spate, cum o să ne mai jucăm de spionatul? Încep eu. Te spionez. Mamă, te rog. Bine, dacă preferi să stai cu prietenii tăi și nu cu mine.
ați înnebunit? Sunt gaze! Bine că sunt aici. Dă-te la o parte, trebuie să trec. Fiți politicoși cu un vizitator din altă țară. Bună, Johan, eu... N-ai auzit-o pe Miss Grace? Eu mă ocup de Johan. Dacă vrei să vorbești cu el, fă-o prin intermediul meu. Bine, întreabă-l dacă... Jenny, prima impresie e foarte importantă pentru străin. Și Johan vrea foarte mult să stea la fereastră. Vrei să-i dai locul tău? Da. Pune centura. Da. Nu arăți deloc în fotografie. Te-ai mai îngroșat, nu? Și Casetini e un nume ciudat. De unde te tragi? Știi, ai mei sunt din... Noi putem să plecăm. Fruntea sus, Freddy. Încearcă să nu te gândești la copiii care se distrează la expoziția. Vă rugăm să atingeți mumiile. O să ne distrăm și noi. Poți să mă ajut să trimit la semnat aprobările pentru vizita la muzeu a celor din clasa 3-a. Miss Graves, cât credeți că o să facem până acolo? E un drum lung, dar merită. Oh, sunt sigur de asta. Scumpule, te superi dacă te muți ca să stau lângă Jesse? Păi da, îmi place aici în spate. Chiar așa, copiilor nu le place să stea lângă Jesse pentru că îi se face rău mașină. O, să fiu pregătită. Deși a vorbit de vreme, a mers târziu. Și mi-a fost greu să-l învăț la uliță. Îl puneam pe uliță și... Mamă, de ce nu le faci un desen? Da, aș vrea să văd unul. Chiar am la mine niște fotografii de când era Jesse May. Era așa de drăguț. Dar se strâmba mereu când voiam să-l pozăm. Vedeți? Aici se strâmbă în pijama și aici tocmai împlinea 3 ani. Și... ce e asta? E la băiță! Nu mergi cam repede? Apeși cam tare pe pedală. Pe foile astea aveți 10 întrebări. Răspunsurile le aflați plimbându-vă prin muzeu. Alegeți-vă un partener și luați foile. Eu am un partener? Tu ești bun. Vino încoace, partenere. I-am spus lui Billy. Bună, partenere. Ia una din foile alea și ne întâlnim aici. Hai, hai. Sigur. Unde te duci? Merg la toaletă. Hai. Bună idee, și eu. De fapt, pot să aștept. Și eu. Dacă mă gândesc bine, cred că mă duc chiar acum. Mai că aș crede că te duci, doar că nu vin eu. Te rog, lasă-mă în viață. Nu spun nimănui că te rușine să faci pipi. Dacă aud că aici repit, o să ai noroc dacă mai poți folosi baia fetelor. Sigur nu te deranjează? Sigur că nu, dragule. Du-te, joacă-te cu prietenul tău. Da. Mergi drept, dragule. Nu te lăsa pe dreptul. Iute, s-o pierdem. Te descurci bine, Johan? Excelente! Bine, ai grijă să nu-mi scap din ochi, nu uita că nu cunoaște pe nimeni și nu vorbește limba. A
asta e motivul pentru care m-ați ales ambasador, nu? Sigur mi-ați intuit talentul de a comunica cu oamenii din alte țări. Ești nebun, Johan? Eu învăț grecesc vechi de 7000 de ani. Nu știi să citești? Scrie, nu atingeți. Go? Nu, mulțumesc. De ce nu te porți și tu ca tânărul ăsta? E politicos. Să căutăm aici. Poate mai e o toaletă. Oh, gata, ți-a ajuns. Încă mi-e sete. Dar e bine așa. Aici era drăgușoilor. V-am căutat peste tot. Știți ce? Am găsit răspunsul la întrebarea numărul 3. Piramidele au fost construite ca monumente funerare pentru regii Egiptului. Vreți să găsești și răspunsul 4? Încă ceva. Am cunoscut-o pe cea mai drăgălașă fată din clasa ta și am chemat-o pe la noi să vă jucați. Nu pot să vin miercuri. Joia se exclus, vineri nu se poate, sâmbătă mă spăl pe cap, dar vin duminică. Nu atinge, nu arăta cu degetul, nu fugi, nu respira, nu... Oh, Johan, așa e, a fost un Rembrandt. Ce noroc că ești partenerul meu. Am răspuns ușor la întrebări. Bine, numărul 2. Iar căluțul ăsta. Crede-mă, poți să o faci. Mulțumesc, dar n-am nevoie de sfaturi. Chiar crezi că pot? Închipuiește-ți că ești într-o misiune. Uită că mai e cineva în jur. Doar tu și toaleta. Doar eu și toaleta, da. O să pot. O să pot. O să pot. O să pot. A fost mai bine. Ai stat înăuntru mai mult de o secundă. Uite, dacă toți suntem aici, o să fac eu. Acum nu mai pot nici eu. E liber, nu e aici. Mai povestiți-mi despre jucăria cu care doarme Jesse. După ce a ros ochii, i-am înlocuit cu doi nasturi. Dar tot nu se oprea din plâns și... Wow, era cât pe aici. Cu mine s-a zis, dar tu salvează-te! Ei, mulțumesc! Trebuie să vedeți ce am cumpărat! Wow, sunt grozave! Ce sunt? Nu știm, dar toți copiii le cumpără. Oh, vreau și eu una. Opa, era să uit de Johan. Parcă aș avea un cățel. Unul enervant. Ajungem, eu mă duc primul. Nici gând. Haide, lasă-mă primul. Sunt mai mic ca tine, termin mai repede. Da. Jesse, dragă, ai nevoie de ajutor? Iar ai probleme cu burtica? Grozav muzeu, nu? Cine ești tu? M-am transferat la școala voastră. Nu ai fost în autobuz. A mers cam greu. Știi tu, hârțoage, formulare, iar hârțoage. Cum te cheamă? Van Gogh. Cody Van Gogh. Da, la fosta școală mi se spune Super Cody.
Da, dar voi decideți. Johan, Johan! Unde e Johan? Ia suvenirul. N-a terminat încă. Grăbește-te, mă doare! Bine, bine, bine. Să mai încercăm o dată toaleta din aripa de vest. Poate că e goală acum. Să sperăm. Nu cred că mai rezist mult timp. Vai, da tare vă mai grăbiți. Nici nu știți. Dacă aveți timp, vizitați expoziția de șervețele vechi, da? Șervețele vechi? Da, la etajul 4. Nu știu de ce nu merge nimeni acolo. Și am spus profului de sport: ascultă, nu pot să fiu capitan de echipă 3 ani la rând. Mai dai și altuia o șansă. Copiii din clasa domnișoarei Grave să vină în holul central. E timpul să plecăm. I-am mulțumit, dar i-am spus că nu sunt încă pregătit să merg la facultate. Jesse? Jesse? Unde ești, scumpule? Uh. 25, 26, 27. Asta e. Sunt toți aici. Cea mai bună toaletă din lume. Cui pasă? E o toaletă. Să știți că am căutat Miss Graves, dar n-am găsit expoziția de șervețele vechi. Probabil că au închis-o. Mare păcat. Miss Graves, în legătură cu Johan, știți să... Avem un copil pierdut la etajul 3. Îl cheamă... Cum te cheamă, fiule? Gom. Ce spuneai, Nancy? E încă la cumpărături. Nu știu dacă să iau perie formă de marmotă sau un lanț de chei din nise maimuță. Știi ce? Îi le cumpăr eu pe amândouă. Vin imediat. Grozav, tigru. Dar arată cu totul altfel în lumina lunii când te trezești în cortul tău în Kenya și vezi unul care se uită fix la tine. Cody, ai o prietenă? Tu ce crezi? Desigur, mergem la școli diferite. Ne-am propus să ne scriem, dar nu ține niciodată. Înțeleg de ce ți se spune super, Cody. Mulțumesc, dar ce e super? Pentru mine... Jesse! Jesse! Nu te teme, Jesse, vine mamica! Bagă gaz! Nu te teme, scumpule. Nu o să te mai pierzi niciodată. O să-ți lipesc numărul de telefon de vestă de câte ori pleci de acasă. Gata, copii, e timpul să-mi dați răspunsurile. Am încurcat-o. Nu le-am completat. Iată pe a noastră, Miss Graves. Am scris și ceva în plus. Hei, cine s-a plimbat mai mult ca noi prin muzeu? Trebuie să te felicit, Nancy. Nu cred că ți-a fost prea ușor să ai grijă de Johan. A fost un sacrificiu, dar l-am făcut cu plăcere. Asta este. La urma urmei, singura șansă a planetei e ca toți copiii din întreaga lume să-și dea mâna. Se pare că s-a simțit bine. Lui Johan plăcut muzeul. Nancy, l-ai învățat și câteva cuvinte în engleză. Da, nu strică un efort în plus. Lui Johan plăcut tablouri. Și asta l-am învățat. Johan pierdut.
Nu plăcut. Eu nu cred că ești la trei lungimi de autobuz de vehiculul din spate. Și roțile alea din spate se mișcă în toate părțile. Cum ai ajuns tu să conduci hotoroaga asta? Ei, mă, șofer, toți au chelie în familia ta? Am auzit că din partea mea...